Corvinul Hunedoara rămâne greu de depășit pe teren propriu. Corbii albaștri au răpus și liderul Unirea Slobozia cu scor 1-0, grație unei reușite semnate de Antoniu Manolache, în prima repriză a partidei din etapa a treia a play-off-ului. Revenit sub lumina reflectoarelor, aproximativ 4.000 de fani hunedoreni au urmărit o nouă evoluție încununată cu un succes al favoriților. Deși au avut în față cea mai bună defensivă a ligii secunde, precum și una dintre cele mai organizate echipe de la acest nivel, corviniștii n-au făcut rabat de la efort și au ținut din nou toate punctele acasă. Golul meciului a venit în minutul 14 al primei reprize, executat de Antoniu Manolache. A fost un meci, eu zic, după părerea mea, că un meci frumos, un meci frumos de Liga a doua, cu multe ocazii de partea noastră. Mă bucur că am dat gol și am ajutat echipa să luăm cele 3 puncte. Noi ne antrenăm la fiecare antrenament și în fiecare zi. Am făcut lovituri libere, cornere înainte de meci și mă bucur că a ieșit. A fost puțin teamă de acest joc, pentru accidentări în primul rând. N-am fost, nu știu, ocolit de accidentări. Iacob s-a lovit în minutul 2-3 cu Ibrian și Ibrian, l-am văzut, era genunchiul umflat. Dar cumva Mă așteptam la un meci foarte închis. Noi am speculat foarte bine, le-am și spus băieților că vom câștiga astăzi din fază fixă. Mi-a plăcut angajamentul lor, faptul că s-au dăruit până în ultimul minut cu liderul, care nu primise decât 2 goluri în ultimele 6 meciuri. Am ținut și noi și un meci pentru moralul nostru. Sâmbătă 13 aprilie, Corvinul Hunedoara evoluează în deplasare la Miercurea Ciuc într-un joc care va începe la ora 12. Iar miercuri 17 aprilie la Hunedoara se va disputa meciul dintre Corvinul și Fece Voluntari de la ora 19.